În acest nehotărât final de octombrie 2023, în liniște, ca o împlinire diafana unei vieți frumoase, poeta Mariana Pândaru Bârgău, doamnă a poeziei Hunedorene, s-a ridicat la ceruri. Un moment în care tristețea despărțirii este îmbrățișată cuprinzător în alinare de mulțimea de amintiri extraordinare din parcursul unui destin legat trup și suflet de pasiunea scrisului. Mariana Pântaru Bârgău s-a născut în 20 august 1952 la Pleșoi, în Dolj, dar a copilărit la Anina, în sudul Banatului. A debutat în literatură în 1974 în revista clujană Tribuna, într-o pagină acordată cenaclului Flacăra din Hunedoara, locul unde poeta și-a finisat stilul și a îndemnat drumul literar, chiar în vremea când cenaclul era condus de uimitorul scriitor și traducător Neculai Chirica. În 1987 debutează în volum cu cartea de poezie pentru copii Dincolo de Râu, Câmpia. În timp, se alătură și unor cenacluri din capitală, având ocazia să-i cunoască pe poeții Constanța Buzea, Cezar Ivănescu și Mircea Ciobanu. De-a lungul unei existențe închinată scrisului, a publicat literatură, a trudit în zona editorială și a făcut presă, lăsând în urmă pagini memorabile. La trecerea în cer să încheiem această notă cu versurile poetei. Timpul se dilată în preajma noastră și ne dă libertatea să împânzim văzduhul cu păsări viu colorate, să venite direct din inima noastră ca o rodie coaptă. Dumnezeu să o odihnească în pace!